Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem din nou în bucătăria doamnei Constanța Năiță. Astăzi ne va pregăti o ciulama de pui cu mămăliguță. Abia aștept să văd cum se face acest preparat, dar mai ales să-l gust. Bănuiesc că aveți deja pregătit pixul și hârtia și sunteți alături de noi pentru a nota această rețetă. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, la restaurantul tradițional împreună. Eu sunt unul din bucătarii acestui loc. Am pregătit pentru dumneavoastră, adică o să pregătim pentru dumneavoastră și telespectatori, o ciulama de pui alături de o mămăliguță fierbinte, numai bună pentru zilele răcoroase ale toamnei. Cred că cel mai mare test va fi să ne iasă și nouă acasă mămăliguță. Mulți dintre telespectatori care au urmărit rețetele anterioare m-au oprit și mi-au spus că au încercat și le-au ieșit rețetele. Am fost plăcut surprinsă să văd că marea majoritate erau bărbați. Zic, e de bine, nu gătim numai noi. Bine, atunci spun la treabă. Da. Am pus la fiert o bucată de carne dintr-o găină de casă. Alături de niște legume pentru a-i da gust. Vom pune și niște apa la fiert pentru o mămăliguță. Avem carne de găină, avem legume, morcov, ceapă, țelină. Ele au fiert. Vom scoate câteva bucățele de carne pe care le vom da deoparte. Folosesc pieptul de pui pe care l-am tăiat cuburi pentru a fi mai ușor de mâncat. În apa pentru mămăliguță adăugăm puțină sare. Și așteptăm să fiarbă pentru a putea adăuga făina de mălai. Între timp pregătesc pentru ciulama o lingură, două de smântână. Este important ca smântâna să aibă o grăsime de 20%. Este mult mai cremoasă, mult mai bună. Și ținând cont de faptul că pregătesc o singură porție de ciulama, pun o singură lingură de făină. Se amestecă. Deci ce înseamnă găina de casă? Este zeama galbenă, frumoasă, aurie. Adaug zeamă fierbinte peste smântână, treptat și amestecăm. Pentru o porție, 3-4 polonice de bază de găină este suficient. Bucătăria este foarte variată, diferă de la zonă la zonă, de la bucătărie la bucătărie. La noi așa sunt rețetele. Tocmai de aceea vi le prezentăm pas cu pas, compoziția pe care am amestecat-o. O răstorn și o punem pe foc pentru câteva minute. Trebuie să fiarbă atât făina, cât și smântâna. Apa de mămăligă a început să fiarbă. Este momentul când adăugăm mălaiul.
Adaug și bucățile de carne în ciulama, să se mai încălzească și ele. La mama mea se face, s-a îngroșat, mai trebuie câteva minute. Cum v-am promis la început, vom face rețete simple, sațioase, savuroase, la îndemâna și priceperea oricui dorește. Normal, pentru o mămăliguță fiartă bine făcută, sunt necesare 20 de minute. Acum diferă și de tipul de mălai pe care îl folosim, că este gama destul de variată și în 5 minute poți să faci o mămăligă. La mama mea este gata. Punem pe o farfurie. Lucruri simple, gustoase. Ciulama ne ducem cu gândul la copilărie, la bunici. Întotdeauna găseau ceva prin curte de sacrificat. Îmi place leușteanul ca și verdeață, miroase foarte bine. Liguța este gata și ea. Aici avem delicioasa ciulama de pui alături de o mămăliguță fierbinte, bună pentru zilele răcoroase ale toamnei. Poftă bună, dragi telespectatori! Vă aștept cu mare drag la o nouă rețetă!